Bine v-am regăsit, stimați telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Audiența în direct. De această dată avem invitați în studio pe domnul Daniel Frey, președintele cooperativei Samus Lact, singura din județ la ora aceasta, și pe doctorul veterinar Răzvan Blaga. Bine ați venit! Bine v-am Salut! găsit! Vă propun să abordăm subiectul legat de vaca de carne și vaca de lapte, pornind de la niște statistici, pentru că unii chiar le agrează. Cu siguranță, domnul Frei, dumneavoastră vă aduceți aminte de faptul că în urmă cu 10-15 ani, la nivel de județ Satu Mare, erau aproximativ 60.000 de bovine, normal, de diferite vârste și chiar rase. Iată că în intervalul scurt de atunci, efectivele s-au redus cu mai bine de 20.000 de capete, ceea ce mie, ca om neimplicat în ceea ce înseamnă zootehnie, mi se pare enorm de mult. Vă propun să dezbatem această scădere a efectivelor și dacă sunt anumite implicații în ceea ce privește asigurare lapte pe piață, asigurare carne sau alte efecte pozitive sau negative pe care le are o asemenea scădere, dacă e bine spus. Domn doctor, începem cu dumneavoastră? Se poate. Eu pot să vorbesc doar din experiența pe care am acumulat într-un an de zile. Am terminat facultatea anul trecut și m-am angajat la o fermă cu un efectiv de 400 de capete, unde au fost și animale bălțată românească și s-au importat 50 de șaroleze, vaci de carne din Franța. Singura problemă sau majoră au fost oamenii. E foarte greu, nu am avut oameni care să lucrăm. Deși la o vacă de carne nu ai nevoie de foarte mulți oameni, ai nevoie de 2-3 oameni foarte serioși. Dar mai Nu. bine să fie lipsă, iertați-mă, să fie oare lipsa oamenilor un motiv determinant în ceea ce privește scăderea, zic dramatică, a efectivelor la nivel de județ? După cum spuneam, din experiența pe care am reușit să o acumulez, în timpul pot să scurt, cam asta a fost cea mai mare problemă. Bine, dar presupun că și în perioada facultății ați mai trecut prin ferme, prin exploatații, cel puțin din curiozitate, dată că dacă nu altfel, Da. și v-ați putut convinge probabil și de alți factori care concură la renunțarea fermierilor, a persoanelor de la țară care au două, trei vaci, de a renunța la un anume efectiv. Da, deci din 2007, de când România a intrat în Uniunea Europeană, atât abatoarele cât și fabricile de lapte au trebuit să îndeplinească niște condiții, niște standarde europene. La fel și fermierii. Aici ține minte că România a tot primit derogări în privința calității laptelui, NTG-ul, NCS-ul, care în 2014 a dispărut. Deci cu 1 ianuarie se procesează doar lapte care e lapte conform. Lapte care îndeplinește aceste condiții, 100.000 de germeni, deci la NTG, la germeni, și 400.000 la celule somatice. O problemă majoră, eu zic, a reprezentat-o faptul că procesatorii mari de lapte, la un moment dat, au format un fel de cartel la nivel de România. Ei au fost amendați și de Consiliul Concurenței, cu sume destul de mari. Ce a însemnat acest lucru? Ei erau înțeleși de la prețul de lapte pe care îl oferă fermierului și până la prețul de lapte care trebuie să apară pe rafturile magazinelor. Acest lucru s-a văzut și în diminuarea efectivelor, în momentul în care fermierii nu au reușit ca să scoată nici măcar prețul de cost, au renunțat la efective. O altă problemă din fondurile de preaderare și SAPART și după aia pentru FEADER, foarte mulți fermieri
s-au aruncat la niște proiecte mult prea mari față de ceea ce puteau să ducă ei. Numai în jurul orașului pot să vă dau 5-6 exemple de ferme care au închis, ferme care aveau efectiv între 30 și 50 de animale. Eu zic că aceste două lucruri au făcut ca astăzi să avem acest efectiv de doar 40.000 de bovine. Aș reveni asupra ideii, a spus lapte, ceea ce înseamnă condiții de calitate, da? NTG-ul, deci număr total de germeni și celule somatice. Dumneavoastră spuneați că până în 2014, până când s-a tras linia și a zis punct, nu facem rabat la calitate, acele cantități de lapte neconforme puteau fi utilizate pentru piața internă. Deci atât piața internă, dar hai să o luăm așa, deci România nu reușește și nici n-a reușit ca să producă laptele pe care le consumă. Consumul de lactate în România este în creștere, în continuă creștere. Cantitatea de lapte care se produce în România este în scădere. Bun, dar asta este din vari motive. Care... Deci efectivele în scădere, în egală măsură Comisia Europeană v-a impus celor care sunteți implicați de bunăvoie și nesiliți de mine să reduceți producția și atunci despre ce vorbim? Da, deci, cum am zis și data trecută în emisiunea de anul trecut, pentru România această măsură cu subvenționarea, deci, am primit o subvenție pentru a renunța la cantitate de lapte, de să diminuăm cantitățile de lapte. Deci în condițiile în care nu producem cât ar fi oarecum necesarul, da? A mai venit și această deci recomandare, pentru, nu? Pentru România nu a fost benefică, dar în schimb în Europa s-au redus cantitățile de lapte, ceea ce astăzi face ca prețul laptelui să crească. Am ajuns ca în Italia laptele spot să se vândă la 45 de euro cenți. Deci asta, laptele spot înseamnă laptele necontractat. Deci o fabrică de lapte care are nevoie de o anumită cantitate și face un contract pe o săptămână, o zi sau pe o lună și doar în acea perioadă își cumpără laptele de care are nevoie în plus față de laptele contractat. Deci dacă are comenzi mai mari, merge pe piața spot și își cumpără. Să înțeleagă telespectatorii noștri că cele cantități de lapte contractate sunt peste prețul ăsta? Nu, sunt sub. Sub. Da, sunt sub. Acum sunt sub, fiindcă este o cerere mare de lapte, cum am zis, mai ales în Italia și în Grecia. Laptele spot fluctuează, deci fluctuează mult mai mult decât laptele contractat. Deci dacă la laptele contractat ai o siguranță că iarna, vara, ți se va cumpăra cantitate de lapte, la laptele spot nu. Cei care vând laptele spot sunt, majoritatea sunt cooperative sau fermieri care au în spate și procesare. Vă dau un exemplu, Allfuel din Ungaria, în care sunt asociați mai mulți fermieri cu efective de peste 1000 de capete, care vând lapte spot. În momentul în care nu este nevoie de laptele spot, el transformă în cașcaval, în lapte praf, care în momentul în care o să aibă cerere pentru aceste produse, îl vând. Deci, cu alte cuvinte, lucrează pe stoc și ei, nu? Păi, deci, lucrează... producerea laptelui praf înseamnă că lucrezi pe stoc, îl depozitezi, da, undeva, cum spuneați noastră, da? Lucrează pe stoc în momentul în care nu reușesc să vândă laptele la un preț convenabil. Da. Deci, vă dau un exemplu, în România, ca să produci litru de lapte, te costă 1 leu și 15 bani, 1 leu 20. Ei, decât să vândă laptele sub prețul ăsta, mai bine transformă lapte praf sau în cașcaval, pe care reușesc să-l valorifice ulterior. Da. Aveți o explicație de ce, în exemplu dat de dumneavoastră vis-a-vis de Italia, laptele e 45 de cenți și la noi e cât? 12 cenți? Mm-hmm. Sau 20 de cenți? No, deci mai mult, 25. 24, bun, de diferența oricum e aproape, deci, între 20 dublă. Și 25 de... Deci e aproape dublă, de la 25 la 45. Da, dar este, cum am zis, vorbim de două lucruri diferite, deci laptele spot și laptele contractat. Deci laptele contractat este pe perioadă, ai contract pe perioadă de un an de zile, minim 6 luni, și ai siguranța ca să-ți vinzi produsul la un preț cu care te-ai înțeles cu procesatorul. Da. În schimb, laptele spot, azi este nevoie, mâine s-ar putea să renunțe. Am înțeles. Iată că o primă
concluzie vis-a-vis de scăderea efectivelor de animale e la îndemâna noastră, nu? Adică a scăzut producția de lapte, da? Credeți că era normală această scădere în condițiile în care în aproape toate exploatațiile s-a mers pe un material genetic de valoare cu înaltă productivitate, cu nu știu câte mii de litri de lapte pe lactație și așa mai departe. Credeți că e normal sau nu e normal? Să fi scăzut, deci... Da, deci laptele putem să luăm și altfel. Dacă în 2007-2008 media pe cap de vacă era undeva la 14-15 litri, astăzi vorbim de o medie mai mare. Vorbim de o medie de în jur de 20 de litri pe cap de vacă. Deci noi aceeași cantitate de lapte o putem asigura cu un efectiv mai mic. Se poate asigura cu un efectiv mai mic. Bun. Ce se întâmplă, domn doctor? Doamne, să puteți mai la subiect dezbate ideea dacă domnul Frey spunea vis-a-vis de acoperirea cantității de lapte pe seama materialului genetic, deci creștere, producție și productivitate mai mare a vacii, ce putem spune vis-a-vis de ceea ce înseamnă carne? Pentru că la carne e mai greu să umbli și să lucrezi. Când au scăzut 20.000 de capete, alea-s lipsă la inventar, cu ghilimele. O problemă foarte mare de ce au scăzut numărul de capete, fiindcă nu a fost plătită carne de calitate. Cel puțin în România. Pentru că abatoarele nu plătesc. Dacă ai un produs de calitate, o rasă de carne, nu îți plătește la kilogram mai mult decât... Cât vor ei, nu? Păi, corect. Pentru că degeaba ai un vițel de angus, de șaroleză, de o rasă de carne, pentru că nu-și permit, din cauza consumului intern, nu-și permit să dea un preț mai bun pentru o carne de calitate. Bun, dar vedeți că, ajungând la carne, putem vorbi despre animale de diverse vârste și stări fiziologice, biologice diferite, da? De ce atunci onoratul procesator îi dă fermierului în bătaie de joc, ce știu, 3 lei, 4 lei pe kilo de animal reformă? Pentru că și reforma, randamentul la o reformă nu este același ca și la un animal tânăr până la 300 de kilograme, pentru că până la 300 de kilograme prețul este mai bun. De acord, dar vedeți că și reforma poate fi reformă la limită de vârstă, dacă e bine spus așa, da. Dar poate fi reformă și a rupt un picior și a, nu știu ce s-a întâmplat sau nu mai rămâne gestantă, are probleme mamare, vari motive pot fi ca un animal să devină reformă, nu? Da. Deci nu exclusiv la vârsta la care zici, băi, nu mai dă randament, nu mai am lapte, afară din exploatație. Pentru că mari procesatori doar așa plătesc, plus că se aduce și se importă și carne și lapte, la fel este discuția și la lapte, deoarece fermierii străini reușesc să producă lapte la un preț mai mic, la fel și nu, carne. Nu au chiar nu au aceleași costuri, adică ei nu le dau și concentrat, ei nu le dau lucernă, nu le dau vara iarbă sau altceva? Care poate fi atunci explicația că italianul sau olandezul produce laptele la jumătate prețul sau poate nu chiar așa mare discrepanță față de ceea ce se întâmplă în exploatația lui domnul Frey? Zic că la lapte nu am ajuns noi ca să avem așa diferențe mari nici la producție, nici la preț astăzi, nici la prețul pe care îl încasăm noi fermieri, cel puțin din cooperativă. Nu cred că mai sunt diferențele pe care le găseam acum 4-5 ani de zile. Dar aud încă că există și acum 60 de bani, 70 de bani prețul de genul ăsta. Prețul ăsta e ce trebuie referitor la ce a zis dumneavoastră de vaca reformă. Hai să fim sinceri, deci vaca reformă, de multe ori ne bucurăm cu ea, abatorul. Deci dacă ne dă 2 lei, ne dă 2 lei, măcar reușim să ne scăpăm de ea și nu-ți moare în... Adică nu mai rămâne o povară pe gâtul fermierului, nu? Da, da.
În schimb, e o problemă la animalele pe care, care vin îngrășate la o anumită, la anumite kilograme. În sfârșit, nu vorbim chiar așa aici, de la 300-500, probabil de la 250 sau cât e un barem minim aici, vandabil. Eu zic că în următorii 3 ani, 5 ani, efectivele se vor reface și cu ce pot să motivez acest lucru? Fermierii au înțeles că trebuie să se asocieze, atât noi pe lapte, care am făcut cooperativa pe lapte în satul mare, cât și pe cei pe carne, care i-au făcut o asociație mult mai mare la nivel de România. Deci asociația Angus, care chiar dacă e rasa Angus sau e șaroleză, ajută fermierii ca să valorifice aceste bovine la un preț, eu zic că la un preț bun. Deci ca să iasă în profit. Referitor la laptele care este plătit cu 60 de bani, aici vorbim de o categorie de fermieri, nu știu dacă trebuie să, dacă le spunem fermieri. Bun, așa ce există pe piață, domnul Frei? Deci și au o vacă, două, ei, poate chiar trei. Da, dar ei o fac la un nivel de, cum să zic, deci, pentru a suplimenta veniturile ei, lucrează sau o pensie. Dar și iau costul, domnule. Așa este, da, aceeași problemă. Dacă nu, probabil nu sunt identice cu ale celor care au câteva zeci de vaci sau sute de vaci. E în regulă. Dar diferența de preț e considerabilă. Da, dar este aceeași problemă, chiar la nivel de comune. Ar trebui să se asocieze ca să-și poată valorifica laptele la un preț mai convenabil. Sincer, la 60 de bani, nu știu. Numai se află întreabă cu animalul, nu? Eu zic că da. Auziți, tot vorbim despre asociere, asociere, asociere. Încă în mentalul multor fermieri, asociația este un organism care nu îi oferă nimic. În afară de ceea ce era înainte vreme, că trebuie să vizeze dosarul de subvenție, indiferent că ar fi vorba de bovină sau de ovină, mare lucru nu se rezolva. Care e atunci soluția? Care este forma optimă de asociere? Cooperativa sau asociația? Asociația este doar la nivel, hai să zicem, sindical. Bun, dar de ce n-ar putea și asociația să lucreze exact în condițiile în care lucrează cooperativa? Asociațiile sunt non-profit. Deci ele nu fac profit. Ele sunt doar atâta că îi reprezintă pe fermieri, fac diverse activități, dar sunt asociații. Cooperativa însă este economic. Deci exact ca și în cazul nostru, cooperativa Samus Lact este... cumpără, deci face comerț, are un necesar din partea fermierilor membri în cooperativă. Noi și împreună cu angajații noștri negociem pentru fiecare produs în parte, începând de la medicamente, șroturi, vitamine. Cel puțin noi treptat creștem și la numărul de angajați. Astăzi îl avem pe domnul doctor, avem o domnișoară laborant, avem un inginer agronom și o contabilă. Deci începem să creștem și pe partea asta și să aducem bani. Pe lângă faptul că noi ne-am acreditat anul trecut ca să facem control oficial al producției, avem și avantajele, cum am zis, la negociere. Negociem pentru cantități mult mai mari, reușim ca să oferim fermierilor aceleași produse la un preț mai bun. Deci dacă cel care are 10 vaci nu face parte dintr-o cooperativă, cu siguranță o să plătească mult mai mult, minimum 5, 10, 15% peste prețul de achiziție față de un membru în cadrul cooperativei. Da. Și aici exemplele, nu știu de ce această reticență de a se asocia, chiar dacă la un nivel mai mic pe comune sau la un nivel mai mare. Domnule Frei, iertați-mă. Cooperativa agricolă de producție nu s-a șters din mintea multor români. Mulți dintre aceștia care au încă în acest ceva fixat pe creier, mai au vaci, mai investesc în agricultură. Deci, băi, nu... Pardon, cooperativă. Când credeți că se va ajunge
la schimbarea mentalității, adică să înțeleagă că această cooperativă de fapt este o instituție, o entitate care vine cu niște avantaje oferite membrilor lor. Nu știu, poate trebuie să schimbe câteva sau să schimbe generațiile. Sau vor trece zeci de ani. Să înțeleagă. Eu mă bucur pentru fermierii noștri că au avut încredere în noi când am format această cooperativă și pe cei care s-au alăturat pe parcurs. Anul acesta a intrat și un fermier și din Maramureș în cooperativa noastră. Eu zic că și-au dat seama ei, de fapt anul ăsta au intrat 4 fermieri. Și-au dat seama că este cea mai convenabilă soluție pentru a supraviețui greutăților. Nu vi se pare că sunteți prea puțin vizibili? Adică vizibili, mă gândesc, nu vă prezentați în suficientă măsură în toate mediile, tot ceea ce întreprindeți, tot ceea ce faceți, pentru ca, într-adevăr, omul să își recapete încrederea în ceea ce înseamnă cooperativă și să spună, mă înscriu pentru că plătesc o anume cotizație, dar economisesc la sămânță, oricare ar fi ea, economisesc la îngrășământ chimic, primesc 2 bani în plus la lapte, în sfârșit alte servicii care le oferiți. Eu zic că fermierii din județ, cel puțin crescători de vaci de lapte, ne cunosc, știu de noi. Motivele nu, pentru care deci nu... Deci nu faptul că nu vă cunosc, nu faptul că nu știu despre existența noastră, ci să aibă toate motivele să zică, ai, domnul Frei, de mâine și eu sunt membru la voi, de... și atunci să creează o unitate considerabil mai mare și atunci, într-adevăr, puteți veni să ziceți către procesatorul de lapte, băiete, noi deținem controlul asupra, știu eu, 60% din producția de lapte. Oriunde te duci, se livrează prin mine, adică prin cooperativă. Ori negociem, ori n-ai lapte. Nu cred că o să reușim noi ca să cooptăm toți fermierii. Bine, nici nu mă gândesc la toată treaba. Deci ca toți să fie membri ai cooperativei. Dar mă gândeam la faptul că, făcându-vă cunoscute rezultatele, făcându-vă cunoscute ofertele, ați deveni mai atractivi. Nu zic că nu. Au fost și fermieri care au solicitat ca să intre în cadrul cooperativei, dar n-am acceptat noi din diverse motive. Deci noi astăzi livrăm laptele la Alba Iulia. Unul dintre principalele motive pentru că n-am primit acești membri este faptul că o cisternă de 24 de tone nu putea să intre la ei în curte ca să întoarcă să ridice laptele. Da. În schimb, noi fermieri pe care avem, toți am făcut în așa fel sau chiar dacă le-am spus că trebuie să investească niște bani ca să... Deci aveți o curte mai largă, cum s-ar zice, nu? Da. Au fost adică care, un spațiu de manevră. Au fost care a trebuit, îl avem pe domnul Băsurmei de la Moftinul Mic. El chiar a trebuit să demoleze o clădire mai mică. Dacă om a vrut să intre cooperativă, a făcut-o. Deci a făcut tot posibilul ca să îndeplinească aceste condiții. Și eu zic că nu-i pare rău. Amintesc de lapte. Puteți să spuneți telespectatorilor noștri cam cât e acel câștig prin negociere cu procesatorul actual comparativ cu ceea ce se preia pe piața sătmăreană? Eu ce știu în zonă, diferențele sunt între 15 și 20 de bani pe litru de lapte. Deci dacă luăm așa un fermier cu 1000 de litri, eu zic că este numai câștigul pe care îl are pe lapte, pe litru de lapte, este o diferență. Bun, dar socotind aia 15-20 de bani la ceea ce spuneați adineauri vis-a-vis de prețul sau costul de producție, îi e cel puțin 10%, 15% în plus, nu? Da. Ori la o cantitate de, să zicem, numai 500 de litri pe zi, raportat la o lună, e ceva, nu?
Este și vreau să vă spun că fermierii din cadrul cooperativei, după valul ăsta de subvenționare ca să nu producem, au crescut. Deci dacă anul trecut, pe vremea asta, livram în jur de 11-12.000 de litri pe zi, astăzi livrăm peste 20.000. Deci, în ciuda faptului că vi s-a recomandat să nu mai produceți, nu? Da. Adică da, să vă reduceți producția zilnică. Asta, cum am zis, în România nu era cazul. Deci nu era cazul ca să se aplice o astfel de subvenție. Procesatorul ne-a cerut cantitate mai mare și dacă putem să creștem, prețul fiind convenabil, fiecare fermier din cadrul cooperativei a făcut tot posibilul ca să crească. Da. Vorbeam de efective și de posibila creștere a efectivelor. În ce măsură credeți că anii 2015 și 2016 i-au ajutat pe acei fermieri care au fost înscriși în COP, în registru genealogic și așa mai departe, prin primirea sprijinului cuplat în zootehnie. Ceea ce în 2 ani de zile a fost, după câte mi-aduc eu aminte, prețul unei vaci bune de rasă. Adică în jur de 1.500 de euro. În ce măsură credeți că acest stimulent o să-i facă pe fermieri să crească efectivele și nu-și vor pune probleme nici în 2017, poate nici în 2018, că băi, cum nu o să mai fie 700 sau 800 de euro sprijinul cuplat? Eu ce am văzut la fermierii membrii cooperativei, majoritatea au investit în utilaje. Unul dintre motive fiind lipsa oamenilor, cum a zis și colegul, nu mai ai oameni, trebuie să investești în utilaje ca să poți să înlocuiești omul cu utilaje de o anumită performanță. Începând de la mașini de ensilozat, remorci, cam toată lumea și-a reinvestit bani în utilaje. În utilaje ca să poată elimina factorul ăsta uman, să, unde într-adevăr sunt probleme. Da, vorbesc de oameni. Eu cred că nu atât problema oamenilor este cea mai dureroasă, ci calitatea lor. Nu cumva credeți că ați avea de făcut ceva? Și mă gândesc la, așa zis, învățământ dual care se practică de un pic de vreme, să mergeți la Livada sau unde mai este liceu agricol sau chiar la anumite licee din județ, să le sugerați directorilor sau autorităților publice locale să înființeze grupe, clase de zootehnie, de ceea ce vreți dumneavoastră, ca în timp să se poată obține o altă calitate a lucrătorului în zootehnie. Eu, din câte am înțeles, la nivel de minister se lucrează pe un proiect în care liceele agricole cumva să aparțină sau să fie într-o mai strânsă colaborare chiar cu Ministerul Agriculturii. Bun, dar pentru a produce oameni de calitate. Nu cumva credeți că Daniel Frei, în calitate de președinte, reprezentând un număr de fermieri, cum spunea domn doctor, nu sunt oameni, să zică, băi, uite, eu, cooperativă, din veniturile pe care le realizez, pot da și o bursă modestă celor care ar fi dornici să lucreze în zootehnie. Poate că în felul ăsta ar reuși să crească niște tineri, sigur, nu toți vor fi dedicați acestei activități, dar măcar o parte din ei, încă din timpul școlii, ar prinde dragoste de munca în grajd. Da, este posibil, fiindcă cerere în cadrul fermelor există. Deci, dar la asta nu v-ați gândit să ziceți, măi, hai să încercăm să instituim o bursă? Nu știu, nu vă pot propune acum să fie 100 de lei, 200 de lei lunar sau... Da. Prima dată, liceele agricole ar trebui să înceapă să facă clase pe aceste domenii. Cred că fermierii, adică cooperativa sau altă structură, ar trebui să vină prin inspectorat școlar, prin alte instituții, să zică, băi, noi avem nevoie de 50 de oameni, 100 de oameni, da, pe care să-i pregătim, pentru că
După părerea mea, un lucrător de calitate în zootehnie nu înseamnă exclusiv grăjdar și ăla care scoate gunoiul de sub animale. Adică este o activitate mai complexă. Trebuie să știe și cum să furajează animalul, nu numai așa după ureche. Trebuie să știe să citească, dacă e cazul, un comportament al animalului, să-i spună doctorul veterinar: bă, băiete, vezi că, uite, am constatat ceva anormal în comportamentul animalului sau alte aici aveți dreptate că... Pentru că mentalitatea multora zice, băi, mă duc să stau la coada vacii să arunc gunoiul și să nu știu ce, să fac altceva. Aveți dreptate, dar tinerii din ziua de azi fug de... Domn doctor, asta. Dacă nu se va preocupa fermierul sau fermierii de a coopta asemenea tineri și să-i și stimuleze, pentru că să o recunoaște pe cea dreaptă. Dacă îi dai un stimulent, s-ar putea întâmpla că din cei 10 într-o grupă, poate 1-2 vor rămâne atașați aceste activități. Ar fi destul de greu de format grupe. Eu zic că putem să încercăm, domn doctor, deci, la nivel de cooperativă. Încercarea martenare, da? Da, dar cum am zis și dumneavoastră, că nu înseamnă grăjdar că lucrezi într-o fermă, dar fiind nutriționist, medic veterinar, zootehnist, orice ai fi, până la urmă tot ajungi la coada vacii. Nu, nu. Inevitabil. Ține de activitatea pe care o prestezi. Dar acel om care e în zootehnie, la un moment dat să-l poți pune pe, nu știu, tractor să, nu știu ce să facă în incinta fermei, să-l pui pe un graifer ca să încarce silozul sau altceva pentru ca să-l ducă până în grajd. Deci, eu cred că n-ar fi limitată strict la această activitate, cum se spunea adineauri. Scos gunoiul din grajd, administrat furajul și după aia mulțul, nu? Da. Că nu vorbim de șeselat, că probabil nu se mai practică. Am văzut în anumite ferme că deja sunt instalații unde se bagă vaca și singur. O grâdilă. Acea instalație. Domnul Frei, cred că n-ar trebui să renunțați la o asemenea idee. S-ar putea să prindă. Eu am văzut la televizor, ce-i drept, tot așa tineri, de vârstă gimnazială, deci din clasele 9-12, unii chiar au prins dragoste de a munci cu animalele. Și s-ar putea întâmpla că ăia să poată deveni cel puțin tehnicieni, poate veterinari, s-ar putea întâmpla să fie oameni care iubesc această meserie, să devină medici veterinari sau știu eu. Dar trec măcar prin ceea ce înseamnă faza asta a creșterii calității omului care lucrează în zootehnie. Este posibil ca să facem, deci la nivel de cooperativă, să discutăm cu colegii. Adică să vă faceți niște socotele. Păi putem pentru 5 copii sau 10 copii să dăm o bursă de... nu știu cât anume. Da. O să discutăm. O să, la următoarea ședință, adică să avem... e o variantă de a... sau cel puțin o speranță de a crește calitatea omului care va lucra mâine în zootehnie. Deci, inevitabil... având în vedere utilajele pe care le folosim astăzi față de acum 20 de ani, unde efectiv un tractor arată ca și un interior ca și un avion, unde remorca de furajare, deci nu se mai dă cu furca mâncare la animal, ci sunt remorci de furajare care sunt cu autoîncărcare și unde este un cântar, este o anumită rețetă introdusă în baza de date, care trebuie să o respecte. Eu zic că, da, este nevoie de oameni de calitate. Deci acceptați ceea ce am spus eu, că munca în zootehnie nu se rezumă strict la a fi grăjdar. Nu, deci eu zic că noțiunea asta de grăjdar n-ar trebui să mai folosim, că la nivel de ferme, cel puțin la noi, și partea asta de eliminarea dejecțiilor se face mecanizat, ori cu racleți, ori cu tractoare, cu utilaje. Faptul că trebuie ca omul să observe animalele dacă sunt în călduri sau nu, și aici s-a venit cu o soluție cu
astea de, cum se, deci de urmărire a animalului, are un fel de chip instalat. Da, deci un chip care este instalat ori pe picior, ori în gât, la gât, și urmărește animalul ce, câți pași face, și în funcție de asta medicul veterinar, când merge la fermă, vede care animale sunt în călduri, care trebuie montate, care sunt cele cu probleme. Eu zic că tehnologia a ajuns, cel puțin în acest sector, la un nivel, eu n-aș fi crezut că o să se ajungă aici. În România, din câte știu eu, deja sunt aproximativ 10 ferme care au roboți de mus. Eu zic că și în satul mare, în următoarea perioadă, maxim 5 ani de zile, cu siguranță o să fie fermier care o să investească și în roboți de mus. Dacă o să vă dea preț bun la lapte și la ceea ce urmează să se vândă din fermă, nu? Adică inclusiv tăuraș, juninci, gestante sau nu, și să vă plătească și reformele ceva mai bine, nu? Da, da. Da. Iată că suntem pe ultima treime a emisiunii și v-aș propune să discutăm despre vaca de lapte, vaca de carne. Adică, în ultima vreme, probabil știți și dumneavoastră, a crescut interesul, la nivel de județ cel puțin, față de ceea ce înseamnă rase de carne. Vă propun, care, cum doriți să pledați pro sau contra, pentru ca să-i convingeți pe telespectatori, pe cei care sunt implicați în zootehnie sau care doresc să se implice în creșterea bovinelor, să aibă niște repere pentru a opta. Vreau asta sau cealaltă. Oricum, cred că dumneavoastră veți sparge gheața în această dezbatere, pentru că vorbeați de lapte, de preț, de producție și, fiind vorba de vaca de lapte, atunci trebuie să o prezentați, dacă vreți. Și domn doctor, o să vină cu argumente sau contraargumente, ce e pozitiv sau ce e favorabil la vaca de lapte, ce nu e și ce vine în completare de la vaca de carne. Sau de la rasele de carne, mă gândesc. Da, deci eu zic ambele rase, fie vorba de lapte sau de carne, în momentul în care cineva vrea să investească în acest domeniu, trebuie să-și facă un calcul economic, care ar fi efectiv un minim care să-i aducă un anumit profit. Deci ca să nu facă, știu, part-time, deci numai pe lângă un anumit serviciu, să facă, să țină și el 3-5 animale. Auziți, eu aș întreba ceva, iertați-mă acum că intervin, poate nu era cazul, dar nu cumva ar trebui să-și facă o analiză acel cineva că vrea să fie fermier sau să vrea să fie director, să vrea să fie șef? Cred că ați înțeles nuanța. Da. Cred că de aici ar trebui să pornească, nu? Da. Deci eu zic, adică e dispus să umble cizme de cauciuc și prin graj sau rămâne numai la telefon. Și zice, bă, faci aia și urmărește printr-o cameră video ce se petrece în graj. Să știți că la tehnologia pe care am văzut-o, am fost acus 2 luni în Ungaria la o fermă unde avea 4 roboți de mus și tehnologia a ajuns la acel nivel că ajungem încet acolo unde a zis dumneavoastră. Că îi vin toate datele, îi vin pe telefon, începând de la vacă care să fie în montă până la fiecare sfert, deci fiecare țâță a vacii, care, ce cantitate de lapte a dat. Deci niște date care, eu zic că acum 10-15 ani nimeni nu și le putea închipui. Da, dar vedeți că încă, alături de tehnologia asta super avansată, așa cum am discutat până acum, în zootehnie mai e nevoie și de oameni. Și omul e om. Da, dar tot mai e puțin. Subiectiv și e adesea un bun speculant. Adică, ce, băi, nu-i șef, uai, că mai acoperim și noi una alta sau mai sărim peste anumite lucruri. Eu zic că aici ai, dau exemplu, la rotur, în tur lung, la frații Porumbovici, și la alte ferme din cadrul cooperativei și nu numai, există o monitorizare, deci pe cap de vacă.
Deci ce producție dă în ziua respectivă, sunt... Nu la asta mă gândeam, la parametrii de producție, ci la modul în care acel om aflat acolo își face treaba. De asta zic, aici reușesc ca să-și dea seama dacă oamenii pe care iau și-au făcut treaba sau nu. Că vaca de lapte, dacă tot facem o comparație cu vaca de carne, 365 de zile trebuie să mănânce același foraj. Deci trebuie să mănânci un furaj de calitate, începând de la silozuri, de lucernă, de porumb și așa mai departe, secar, dacă sunt fermieri care au făcut sau care fac, terminând cu șoturile, vitamine. Vacă de lapte, 365 de zile, trebuie să mănânce aceeași mâncare. În momentul în care este diferență, se scoate azi, cum a zis dumneavoastră, că omul e subiectiv, zice, bă, nu bag sacul ăla de șor de soia, automat se vede în producție. Deci scade cantitatea de lapte, care ulterior greu o reface, readuce animalul la acel nivel. De aia trebuie să fie foarte responsabil. Și prin aceste tehnologii avem posibilitatea de a urmări și oamenii, să vedem ce fel de oameni avem. Deci dacă vedem că fluctuează laptele, înseamnă că e clar, e din factorul uman. Deci nu. Bun, deci cu alte cuvinte, vreți să subliniați faptul că în momentul în care menții un anume număr de unități nutritive, da? Pentru animalul respectiv, cel puțin teoretic, laptele trebuie să meargă aproape constant, da? Aici vorbim de cei trei factori care sunt bine cunoscuți, deci rasă, masă, casă. Deci dacă vaca este odihnită și are un grajd în care se simte bine, în care este un anumit aer, deci care să se simtă bine, are mâncare, aceeași mâncare la dispoziție 365 de zile și este dintr-o rasă bună. Aici mai intră și partea de reproducție. Animalul și anul ar trebui să funcționeze la fiecare fermă. Avantajul față de rasele de carne, noi avem lunar, îți intră niște bani din care poți să te gestionezi. În schimb, deci fiind vorba de vaca de lapte, da? La vaca de lapte, da. Îți intră luna niște bani din lapte care... Vreau să vă întreb totuși altceva legat de vaca de lapte. Cum credeți sau care credeți că este cea mai bună variantă pentru vaca de carne, de lapte? Adică în stabulație liberă sau legată la iezde? Pentru că am văzut variante. În stabulație liberă, eu zic că este cel mai bine. Deci animalul trebuie să se odihnească confortabil, să aibă niște condiții ca să poată să ajungă la maximul care îl poate. Deci dacă până acum v-am zis că vorbeam de medie în fermă de 12-15 litri, astăzi numai în cadrul cooperativei vă pot da trei exemple care stau undeva în jur de 28 de litri pe cap de vacă. Deci ca și producție. Da, dar vedeți că și vis-a-vis de producția asta de lapte există niște discuții care ar fi cea mai economică. Sunt păreri că zice, băi, dacă vrei să obții un plus de lapte, ai costuri suplimentare, cât credeți că ar trebui să fie cantitatea de lapte pe care s-o mulți zilnic de la o vacă pentru ca să spui că sunt cele mai mici costuri? Undeva între 22 și 25 de litri. Deci un animal minim 22 de litri trebuie să producă și eu zic că genetica ne ajută ca să producem peste 25 de litri liniștit. Dar aici foarte mult contează calitatea furajului. Deci dacă reușim ca să introducem în animal furaje de calitate, reușim ca să da. Profităm 100% de genetica animalului care ne răsplătește prin cantitățile de lapte. Da. Domn doctor, stabulație liberă se pretează și la vaca de carne, da? Da, pășune în special. Mult mai liberă decât la vaca de lapte. Pe pășune, păstorul electric rezolvă problema, nu? Exact. Adică scade numărul de electric. Oameni care sunt implicați și probabil subiectivismul legat de anumite intervenții ale omului. Da.
Spuneți-ne atunci, sau convingeți-i pe telespectatorii noștri vis-a-vis de oportunitatea de ținere în exploatație a ceea ce înseamnă rase de carne. După cum s-a observat acum, în România a crescut foarte mult numărul de capete de vaci Angus, de rasa Angus. Bun, dar nu e exclusivistă, pentru că e Angusul, e Charoleză, e Blue Belgic, adică sunt... Un avantaj foarte mare la Angus este asociația care s-a format la Sibiu, pentru că ajută pe fermieri să vândă produsii la un preț destul de bun pe piață. Adică se interpun în ceea ce privește valorificarea. Efectiv, ei cumpără de la fermierii care sunt în asociație, cumpără viței. Și atunci oferă un preț mult mai bun și li se merită și fermierilor. În schimb, la restul raselor, prețul este mult mai mic. Dacă vinzi la un procesator din România, la 8-9 lei în viu maxim este un preț. În schimb, Angusul se vinde cam la 3 euro sau chiar mai mult. Da. În calitate de specialist, zic eu, spuneți-le telespectatorilor noștri de ce diferența de preț între vițelul bălțată românească și chiar un metis din rasă de carne e aproape de la simplu la dublu. Ce explicație ați găsit? Deci e vorba în special de metis, că nu vorbim de rasă pură. De calitatea cărnii. Este vorba în primul rând de calitatea cărnii. Vorbeam de vițelul de 3 zile, da? Ăla de bălțată românească costă 1 leu și cel de Blue Belgic sau altceva costă 2. Cam ăsta ar fi raportul aproximativ. Pe care îl depune un animal de carne. Pentru că un vițel de bălțată românească poate depune, nu știu să zic, 800 de grame pe zi, în schimb un Angus sau un Charolais, 1300 de grame ajunge să depună spor natural pe zi. Și atunci cresc mult mai repede. Da, dar ziceam, totuși, imediat după fătare, asta să fie singura explicație a prețului imens, pentru că adineauri discutam, da? Vacile de carne le ții pe pășune de primăvară până toamnă. Dacă e o pășune bună sau știu eu, da, intervii mai puțin. Mulsul nu mai trebuie să-l faci că îl rezolvă vițelul și tot cât produce vaca e valorificat în sporul, în greutate despre care vorbeați. Atunci, de ce, repet, diferența aceea, să zicem, în prima săptămână? Acesta este motivul de ce a zis colegul. Deci în momentul în care tu ții o vacă, știu 6 luni de zile, 180 de zile, bălțata ți-a dat un randament de 800 de grame pe zi, care mulțit cu 180 de zile, ajunge la o anumită greutate, iar vițelul de care l-a cumpărat, chiar dacă l-a luat la 2-3 zile, la același număr de zile, cu aceeași forajare, ajunge ca să facă undeva în jur de 300-350 de kilograme. Și tu la 6 luni poți să valorifici metisul sau rasa respectivă de carne, în timp ce la bălțată mai trebuie să aștepți, mai trebuie să forajezi încă, eu zic că minim 3 luni de zile ca să ajungi la aceeași greutate. Însă riscul... Bun, dar și prețul e altul, domnul Frie. Am înțeles, cum spunea domnul doctor, că e diferență de 30% și la valorificarea tăurașului sau știu eu. Intervine și calitatea cărnii foarte mult aici. Ok, dar... Deci, că o carne de calitate este plătită mult mai bine decât... Chiar credeți că în România încă sau acum se plătește la modul ăsta? În România nu. Sau ne gândim că ajung viței în Grecia sau... În altă parte? Cam asta se întâmplă. Este și randamentul la abatorizare. Deci dacă la o bălțată plus minus 50%, 50-55% randament, în schimb la o rasă de carne ajunge la peste 60%. Da. Deci dacă dintr-un tăuraș de 500 kg, dintr-un taur de 500 kg, dintr-o rasă, un angus sau o rasă de carne, scoatem undeva la 300 kg de carne, în schimb, dincolo la bălțată,
maxim 250 și atunci aia 50 de kilograme fac diferența și în prețul, în prețul per view. Da. Iată și plus că aici mai este ce a zis colegul la calitatea cărnii. Știm bine că în foarte multe restaurante este căutat mai ales carnea de Angus. Aici sunt, deci în afară de steak-uri sau știu, mai este asta T-bone-ul care, deci pe, din aceeași bucată de carne, de fapt mănânci două feluri. Deci mănânci care e normal ca să se plătească, da. Ca să fie, să aibă un preț. Iată pe finalul emisiunii, câte o recomandare adresată atât telespectatorilor noștri care presupun că sunt consumatori de lapte și carne, cât și fermierilor. Scurt, la obiect, domnul Frei. Eu zic că consumatorii să aibă încredere în produsele românești. Aici am arătat în mai multe rânduri că față de importuri, unde mai ales la lactate se folosește uleiul de palmier, în schimb în produsele românești deocamdată încă n-a ajuns acest produs și eu zic să consume cu încredere produse românești, lactate, în primul rând lactate, la fel și carne. La carne, având în vedere că România are un potențial cu aceste pășuni, liniștii să mănânce, fiindcă nu da. Apar chimicale, nu au fost întreținute pășunile cu tot felul de chimicale. Doctor, o decizie. Rasele de carne sau de lapte? Mândem către crescători și dacă aleg rasă de carne sau de lapte, să nu-ți facă raba la calitate. Cel mai important. Deci la calitate, înțelegând atât în ceea ce privește laptele, cât și îngrijirea animalelor pentru carne. Producție de carne, da? Da. Eu cred că am atins principalele subiecte care îi privesc pe telespectatorii noștri, nu? Sperăm. Sau dacă nu? Da. Sau dacă nu, data viitoare, da? Sigur. Eu vă mulțumesc pentru participare și sperăm că ne vom revedea. Și noi vă mulțumim. Stimați telespectatori, în speranța că discuția noastră avută cu domnul Daniel Frei, președintele cooperativei Samuslac, și cu doctorul veterinar Răzvan Blaga au fost de folos. Vă mulțumim pentru atenție. Rămâneți alături de Informația TV.